Anastasia Maria suferă de o tulburare genetică ce determină formarea unor tumori pe țesutul nervos. Aceste tumori se pot dezvolta oriunde în sistemul nervos, inclusiv creier, măduva spinării și nervi. Este diagnosticată cu neurofibromatoză tip 1. S-a născut cu petele care descrie această boală, doar că atunci, la naștere, nu ni s-a spus că ar fi o boală, ni s-a spus că ar fi niște pete și că dispar. La vârsta de 3 ani a făcut o convulsie febrilă și atunci am descoperit la spital la Iași că, într-adevăr, este această boală. Tratamentul pentru boala Anastasiei a avut efecte adverse și acum micuța se confruntă și cu alte complicații. Nu a existat niciun tratament peste tot unde am fost, nu exista niciun tratament pentru boala ei. Am ajuns și la București, la Spitalul Alexandru Obregia, la neurologie pediatrică, la doamna doctor Tarță. Și acolo doamna doctor i-a găsit un medicament din Suedia, un medicament pe nume Coselugo, înlocuitor la niște citostatice. Și de când, de anul trecut, din ianuarie, de când a început să ia acest medicament, fetița s-a îmbolnăvit pe partea cardiacă. A făcut insuficiență cardiatică, prolaps de valvă mitrală, regurgitare mitrală. Urmează acum un tratament și pe bază cardiologică pentru a-i pregăti inima de o operație, adică schimbarea valvei cu o valvă mecanică și posibil și bypass. Nu știm încă o dată probabilă a operației, deoarece fetița la momentul actual are lichid și trebuie să elimine și acel lichid. Anastasia este în clasa a doua, însă boala nu îi permite să frecventeze cursurile în cadrul unei școli. Fetița face școala acasă, la domiciliu, face 2 zile pe săptămână, câte 2 ore. Nu are gândirea pentru clasa care ea este, dar încercăm să se adapteze cât uși de cât. Boala de care suferă Anastasia îi afectează atât vederea cât și sistemul osos. Din această cauză, micuța nu a văzut scările casei și a căzut, rupându-și o mână. Ea boala o are pe viață. Pe parcurs, această boală o să-i afecteze vederea. Este afectată, doar că fetița nu prea vrea să poarte ochelari, are -1 la ambii ochi, auzul, oasele și la final creierul. Are probleme și la oase, la unul din piciorușe, merge cu el mai strâmb. Anastasia își petrece mai mult timp prin spitale și în ciuda bolii pe care o are, micuța iubește sportul. Bună! Bună! Ce faci? Bine! Cum te cheamă? Anastasia. Câți ani ai? 8. Mergi la școală? Da. Mergi la școală? Da. Unde? La tine. La mine? Ce îți place să faci? Mă iau păpușă. Nu mă vin. Eu fac sport. Să faci sport? Da. Și altceva ce îți mai place? Să alerg. Tratamentul pe care trebuie să-l urmeze Anastasia este extrem de costisitor, iar părinții săi nu mai dispun de banii necesari pentru a-l continua. Din această cauză, familia fetiței face un apel disperat către toți cei care o pot ajuta. În acest sens, este disponibil contul de pe ecran deschis la Banca Transilvania. Mă cheamă Anastasia Iacob și Maria, am 8 ani și vreau să mă fac bine și sănătoasă. Orice donație, cât de mică, îi oferă o șansă la viață Anastasiei.